Pentru a pregăti clătitele, avem nevoie de 500 de ml de lapte, 250 de grame de făină, 50 de grame de zahăr, esență de rom, puțină sare, 3 ouă medii și ulei pentru un stigaia. O să folosesc zahăr și esență de rom în această rețetă pentru că eu o să fac clătite dulci, însă dacă voi o să faceți clătite sărate, renunțați la zahăr și esență și în acest fel veți avea un aluat neutru. În acest bol pun ouăle, zahărul și sarea și amestec. Adaug treptat făina și amestec continuu. Acum treptat încep să adaug laptele. Adaug puțin câte puțin, astfel încât să nu formez cocoloașe. Iar dacă se vor forma cocoloașe, este suficient să treceți compoziția printr-o sită. Vedeți, în acest fel nu se vor forma cocoloașe. Eu nu am deloc cocoloașe în compoziție. Continui până încorporez tot laptele. Adaug și esența de rom și o încorporez. Voi lăsa compoziția deoparte pentru 30 de minute. Am pus o tigaie pe foc și o un puțin cu ulei. Cu o pensulă sau cu o bucată de hârtie puteți unge tigaia. Amestec puțin în compoziția de clătite și voi lua un polonic de compoziție și voi pune compoziția în tigaie și mișc ușor tigaia astfel încât să nivelez compoziția. Mă voi ajuta de o paletă și voi întoarce clătita. Iau clătita și o pun pe un platou. Un tigaia cu ulei. Torn compoziția în centru. Iar acum mișc tigaia și nivelez compoziția astfel încât să umplu toate spațiile. Vedeți cum arată? Continui să prăjesc clătitele până când voi termina toată compoziția. Vedeți, așa au ieșit clătitele. Acum o să le umplu. Voi umple clătitele cu Nutella și banană, o parte din clătite. Umplu câteva clătite și cu dulceață de căpșuni. Acum o să fac una cu brânză, cremă de brânză și dulceață de căpșuni. Bineînțeles că puteți umple clătitele după preferință cu ce dulceață vreți sau cremă. O să umplu câteva clătite și cu dulceață de gutui. Dulceața de gutui este preferata mea, așa că o să pun din belșug. Aceasta este rețeta mea de clătite. Sper să o încercați și voi. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!